Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint ce suport tip capră mi-am cumpărat eu pentru mașină. Haideți să desfacem coletul. Coletul mi-a venit în 2 zile. Oameni buni, cam așa arată acești doi suporți. Prețul a fost de 82 de lei, transportul gratuit. 82 de lei, două bucăți, adică 41 de lei bucata. Le-am găsit pe cele mai ieftine. Suportă până la 2000 de kg, adică 2 tone. Eu le-am luat pentru Logan și pentru Ford. Din punctul meu de vedere, eu zic că rezistă cu brio. Ia să desfacem una să vă arăt și vouă cum arată. Deci, cam așa vine montată. Ridicăm mașina. Și după care, ca să punem acest suport sub mașină, să nu cadă după cric sau dacă aveți cric din acela hidraulic, să nu piardă presiune și să cadă mașina pe voi, punem acest suport tip capră. Și de ridicat, imediat, să și vă arăt. Ridicați de acest suport, e o țeavă și cam asta ar fi dimensiunea maximă. Deci ridicați de el în funcție de mărimea pe care aveți mașina săltată. Și pentru a bloca, ne folosim de acest bolț. Deci acest bolț îl băgăm aici și lăsăm mașina pe acest suport. Asta ar fi mărimea maximă. Și aici avem de la 275 când partea asta este lăsată și asta ar fi înălțimea maximă 365 de mm. Iar cam așa arată. Este destul de stabilă. Avem 3 reglaje, 3 dimensiuni, 3 mărimi. Asta e mărimea maximă, mijlocie și cea mică. Și cam așa arată. În rest, aici mai avem un manual. Nu e română. Aici avem indicațiile cum se folosește. Aici mai avem niște specificații, dar tot la fel nu e română. Din punctul meu de vedere, mi se pare destul de bună, mi se pare destul de țapănă, adică nu cred că se rupe sau se îndoaie, este fier brut. Și cealaltă nu mai desfac, o am aici în pachet. Și la prețul ăsta de 80 de lei eu zic că merită,
mai ales dacă lucrați acasă singur la mașină, e bine să vă asigurați mașina atunci când lucrați sub ea, pentru că nu se știe niciodată cum crecul hidraulic pierde presiune și poate să vă cadă mașina sau pur și simplu se mișcă mașina și cade după cric. Așa rămâne suspendată pe acești doi suporți tip capră, parcă așa se numesc. Oameni buni, cam așa arată acest tip de suport. Dacă sunteți și voi în căutare și vreți să vă cumpărați, căutați pe internet suporți tip capră auto și o să-i găsiți. 82 de lei, două bucăți și transportul gratuit. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.